Combinatul Nitroporos al lui Nicolae va fi repornit, deși este în faliment. De la 1 aprilie va primi o cotă importantă de gaze ieftine. Ministrul Eugen Teodorovici le-a spus vineri jurnaliștilor că habar nu are și nici nu-l interesează care sunt firmele omului de afaceri Ioan Nicolae, deși acestea sunt printre puținele companii beneficiare de ordonanța care prevede plafonarea prețurilor pe o perioadă de 3 ani. Practic, prin încălcarea oricăror reguli de concurență, firmele din grupul Interagro vor primi gaze la doar 68 de lei megawatt, în timp ce restul industriei din România va plăti facturi și cu 30-40% mai mari. Așadar, în perioada 1 aprilie-30 septembrie 2019, de gaze de producție internă vor beneficia următoarele firme: Chemgas Holding, Donauchem, Gaproco Chemicals, Nitroporos și Viromet, acestea făcând parte din grupul Interagro controlat de Ioan Nicolae. Întrebarea este cum vor consuma aceste combinate gaze în condițiile în care, în afară de Viromet, sunt închise aflându-se în insolvență, pentru unele deschizându-se procedura de faliment. Azo Mureș, de exemplu, un alt combinat de îngrășăminte chimice, dar care nu este a lui Nicolae și care funcționează corect și cu profit, nu primește gaze ieftine. Lista ANR mai cuprinde și furnizori care vor primi gaze ieftine. Mai departe, acești furnizori vor putea vinde gaze, bineînțeles, la preț mai mare către consumatori. Exact, un furnizor va cumpăra gaze cu 68 de lei pe megawatt de la un producător, iar apoi le va vinde către consumatori, alții decât cei favorizați de ANR, la ce preț consideră necesar. Practic, gazul mai scump ajunge la aproape toate firmele consumatoare din această țară, cu excepția celor câteva ale lui Ioan Nicolae, Elcen, Complexul Energetic Hunedoara, Transgaz și niște depozite de gaze pentru consum tehnologic.